Everything is gonna be okay, isn't it? We are seeing ongoing cyber attacks across the country. Oh, e sfârșitul de an? Am înțeles, Netflix începe să scoată armele alea mari. Filmele alea mai diferite, care nu arată ca alea pe care le scot tot anul. Dumping. Mi-mi convine să plătești un an de zile pentru 3-4 filme care arată mai de Doamne ajută. Dar pentru cei care sunteți interesați de filme mai diferite sau weird, dacă deveniți membri, aveți acum sau o să aveți și pe parcurs, depinde când postez și clipul ăsta și celelalte trebuie să le văd, dar o să aveți recomandări mai weird ca Poor Things, Fingernails sau Dream Scenario sau chiar Maestro, care o să fie pe Netflix. Toate astea menționate o să fie exclusiv doar pentru membri, nu o să le postez niciodată. Normal, acum când postez clipul ăsta, ar trebui să găsiți în descriere sau în playlistul de Sucre Plus Poor Things, pentru că l-am văzut deja și o să filmez și o să încerc să le editez pe amândouă cam în același timp. Dar pe viitor, sper că luna asta, de final de an, o să le găsiți și pe restul menționate. Și doar în luna decembrie le poți vedea pe toate, plus ce mai este în playlistul de exclusiv, ofertă doar cu 2 lei. Deci dacă ești un membru al canalului cu 2 lei, le poți vedea pe toate. Această mega ofertă ține până de ziua mea, pe 5 ianuarie, ca să știi. Am văzut prima oară puține imagini din filmul ăsta când face Netflix montajul ăla pe la început de an cu la ce filme să ne așteptăm și eram destul de prins, adică Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali și Kevin Bacon, toate astea într-un film regizat de Sam Esmail, omul care a creat Mr. Robot. Ok, cum să nu, count me in? Și am tot așteptat, Leave the World Behind este acum pe Netflix și are aproape 2 ore jumate pe care, sincer, nu le simți. Sunt surprins cât de mult mi-a plăcut filmul ăsta. Leave the World Behind ne prezintă o familie care are nevoie de o vacanță, să scape de oraș și în special de oameni. I fucking hate people. Așa că Amanda, Clay și cei doi copii pleacă în vacanță și se cazează într-o casă în afara orașului. Totul ok, se vede că aveau nevoie de perioada asta. Până când treptat se duce cam totul naibii, adică vedem un vapor care ajunge pe plajă, se oprește curentul sau în general nu mai merg toate device-urile, vine apocalipsa cu un virus tehnologic. Și vi le spun așa ca să nu vă spun foarte detaliat sau prea multe din film. Oricum, cred că am dezvăluit deja prea multe. Vreau să descoperi și tu ce se întâmplă și, cel mai important, de ce se întâmplă. Că aia e... care... de ce se întâmplă toate evenimentele astea ciudate? Încerc să nu vezi tu când te uiți la film. Julia Roberts joacă foarte bine și chimia dintre ea și Ethan Hawke este extraordinară. Amândoi joacă diferit și Ethan Hawke și Julia Roberts. Ea este mai stresată ca el, dar asta funcționează foarte bine că se joacă unul pe celălalt, știi, adică contra celuilalt. De fapt, Julia Roberts are o chimie superbă cu oricine, are o scenă incredibilă și cu Mahershala Ali, deci e ok. Deci filmul ăsta a adus cam toți actorii care îmi plac și au jucat incredibil toți. Nu prea am ce să mă plâng aici când vine vorba de actorii. Ethan Hawke, Mahershala Ali joacă magnific. Este nivelul de profesionalism de la care te aștepți când îi vezi pe amândoi. Îl au și pe Kevin Bacon, doar că apare foarte puțin. Cât apare, are el un moment specific, joacă bine, dar nu e atât de mult încât să stăm să discutăm mai mult. Iar copiii joacă foarte bine, în special copiii pe care i-au Julia Roberts și Ethan Hawke. Este o fetiță pe care o au și ea iubește foarte mult Friends și tot vrea să vadă Friends și are multe scene bune, bravo ei! Sunt multe aspecte pe care vreau să le laud sau sunt interesante de discutat în legătură cu filmul ăsta, dar nu vreau nici să stăm aici până mâine. În primul rând, când am dat play, am uitat că este făcut de Sam Esmail. Cum am spus, am văzut snippet și trailerul și tot îmi ziceam că-l văd eu. Știam că este cineva care mi-este familiar, dar nu eram sigur.
cine. Dar după ce am văzut două easter eggs cu eu ăla din Mr. Robot, Evil Corp, și eram destul de sigur că, a, da, chiar e el. Și când a început cu tot felul de unghiuri creative sau tranziții, tot felul weird și care de fel nu respectă regulile cinematografiei, am zis, da, ăsta sigur e omul care a făcut Mr. Robot. Dacă ții minte ceva în legătură cu Mr. Robot serialul, este că e încadrat foarte ciudat, adică nu respectă regulile cinematografiei și când te uiți, parcă omul ăla nu ar trebui să stea în capătul ăsta de imagine așa cum stă. Cinematografia din filmul ăsta este foarte ambițioasă. Domnul Sam a vrut să bage în filmul ăsta tot ce a învățat sau a testat el în Mr. Robot. Și personal, nu mă deranjează. Camere de filmat care devin fantome și se plimbă prin mașină și după aceea ies prin geam. Camere tot așa de filmat care trec prin structura casei, unghiuri de sus sau foarte ciudate. Este un om care a devenit mai deranjant pe parcursul filmului, cumva pune imaginea într-o parte și devine un pic obositor, nici nu știu cum să-ți explic, o să încerc să-ți arăt, dar îți dai seama ce spune imaginea aia, dar trebuie cumva să-ți întorci capul. Aia a fost când apărea, cât tiltul ăla, eram, iar trebuie să înțeleg ce se întâmplă aici, dar în rest, superb. Povestea este foarte bine structurată ca să te țină în priză. Aș compara asta cu Mr. Robot, evident, dar și ceva ce ar face M. Night Shyamalan sau Jordan Peele e foarte bine făcută. Pot să spun că au trecut vreo 2 ore din film și mă gândeam, vreau mai mult, e gata imediat asta? What? Și asta e tot timpul bine când vrei mai mult, când ești prins în lumea aia cu personajele alea și urmărești firul narrativ și nu vrei să se termine. Are o dezvăluire la final, nu a spune că este un twist, ci mai mult o explicație, dar nu este o explicație sau o dezvăluire în modul și acum hai să-ți spun tot ce s-a întâmplat acum, deși asta se întâmplă, nu o face într-un moment din ăla, știi, începe muzica dramatică și Mahershala se oprește și tot ce ai văzut până acum, nu, e chiar într-un mediu, într-o mașină, așa, e foarte, bă, trebuie să spun ceva, știi, e foarte interesant cum au ales să facă asta. Și îmi place foarte mult finalul, mai ales ultima scenă cu fetița, îți dai tu seama când te uiți la film despre ce vorbesc, pe tot parcursul filmului tot aruncă câte o săgeată regizorul către internet sau streaming, mai ales la faza cu fetița și Friends. Vedem la un moment dat și viniluri și o colecție de DVD-uri. Lui Nolan o să-i placă filmul ăsta foarte mult. Și pentru mine, eu care iubesc filmele sau muzica și mă gândesc că pot să dispară toate astea, mai ales acum în mediul ăsta digital, dacă vine apocalipsa, momentele alea au fost super faine. Recomand Leave the World Behind. Nu știu ce credeți voi, vreau să-mi spuneți în comentarii. Bănuiesc că părerele sunt un pic împărțite, la fel cum a fost și cu filmul ăla Mirific Don't Look Up, care e mult mai bun ca ăsta. Mult mai. Ăla-i cu DiCaprio, ești nebun. Nu este filmat ca un film pentru Netflix, nici colorat. Chiar am căutat dacă cumva a fost făcut de altcineva și e cumpărat ulterior de Netflix. Mă gândeam că e făcut de Warner Brothers sau alt studio pentru că apare Friends. Franței de la Warner Brothers și nu, e făcut de Netflix. What the fuck? Bravo? Nu mă aștept să primim filme de genul tot anul viitor. E ok. Îmi știu așteptările cu Netflix. Ne vedem tot la finalul anului viitor. Salut! Am ajuns și în zona asta. Este sfârșitul de an. E luna sărbătorilor. Dar nu mai știu să vorbesc, este și luna capitalistă, mergem la cumpărături, luăm tot ce ne trebuie, cum e și în Fight Club, ne trebuie chestii, nu? Nu prea. Așa, dar eu totuși vreau să vă mulțumesc, este o lună importantă pentru mine, știți că decembrie este hardcore, mai ales că trebuie să încep și anul bine și toate astea și voi susțineți canalul, cred că sunt la ora actuală când filmez asta vreo 400 și ceva de membri, ceea ce e un record, vreo 420 sau ceva,
Deci treaba cu 2 lei ca să vezi clipurile exclusiv funcționează și mulțumesc tuturor care dați și pentru golul lunar. Este ultimul gol pe anul ăsta pe Ca-fi și ajută foarte mult. În afară de asta, comentariu, like, subscribe, toate astea și filmul chiar este fain. Sunt curios să văd ce păreri împărțite sunt în comentarii, dar mie mi-a plăcut, adică la câte filme ai primit anul ăsta, că urmează și topurile. Eu sunt ok cu niște filme mai weird, niște filme care nu sunt chiar în normă. Când vrei să vezi atâtea seriale basic cu lumea se duce naiba. Oare ce o să facă Ecaterina și Marius? Află în 12 episoade această poveste diluat. Mă rog, mersi foarte mult tuturor, mersi și că ai stat cu mine. Vizionare plăcută!